Compania de apă anunță semnarea unui contract în valoare de 27 de milioane de euro, bani pe care îi va investi în rețelele de apă și canalizare din mai multe localități din județul Buzău am semnat încă un contract de lucrări ce are ca obiect execuția de rețele de alimentare cu apă în localitățile Valea Râmnicului, Oreavul, Topliceni, Băbeni, Răducești, Greabănu, Plevna, Comești, Zăplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile Valea Râmnicului, Oreavul, Rubla, Topliceni, Poștă, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna. Contractul are o valoare de circa 27 de milioane de euro și o durată de 60 de luni, informează operatorul de apă. Potrivit unei informări, obiectivele ce vor fi atinse prin realizarea lucrărilor ce fac obiectul acestui contract se vor regăsi la nivelul a mai multor comune care necesită investiții în apă și canalizare. Înlocuirea a 6,8 km rețea de distribuție din localitatea Grebănu, care are o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare, ceea ce conduce la pierderi frecvente de apă și în mare parte traversează domenii private, extinderi de rețea de distribuție în satele Homești, Livada Mică și Plevna. Nu în ultimul rând, prin acest contract se va înființa un sistem public de canalizare Grebănu, Homești și Plevna. În prezent, UAT Grebănu, nedispunând de un astfel de sistem public, atrage atenția operatorului economic. În Comuna Topliceni, prin investiții, se dorește extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 15,9 km, înlocuirea a 3,9 km conducte existente, subdimensionate din punct de vedere hidraulic și înființarea sistemului public de canalizare canalizare în toate localitățile componente ale comunei, peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare, apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente. Totodată, în comuna Valea Râmnicului, compania de apă anunță înlocuirea a 7,6 km din rețeaua de distribuție a localităților Valea Râmnicului și Oravul, realizată din conducte de oțel și PE, care au o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare și conduc la pierderi frecvente de apă și discontinuitate în funcționarea serviciului, extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 0,3 km și înființarea sistemului public de canalizare în toate localitățile comportamentale peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare, apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente. Pe partea de canalizare în localitatea Oreavul, lucrările de extindere rețele de canalizare vin în completarea investițiilor realizate prin programul Post Mediu 2007-2013, iar localitățile Valea Râmnicului și Rubla nu dispun în prezent de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice. Lucrările vor rezolva aceste probleme.